În handbalul masculin a mai pregătit Fibrex Piatra Neamț. La feminin, tehnicianul a trecut pe la mai multe echipe de prim plan, precum Rulmentul Brașov, Remin Deva, Old Kim, HCM Roman, Dunărea Brăila, Oțelul Galați. Cariera și-a încheiat-o la CSM Unirea Slobozia. Cred că îmi sunt suficienți cei 35 de ani de carieră ca antrenor. Pentru mine handbalul este tot ceea ce am iubit mai tare. Peste tot pe unde am fost, m-am dedicat meseriei, spunea Liviu Paraschiv, în ProSport după ultimul meci din carieră, în aprilie 2015. Deși a fost aproape de fiecare dată în partea de sus a clasamentului, Minaur a reușit să câștige titlul național pentru prima oară în sezonul 1997-1998, dublându-l apoi în 1998-1999. La primul dintre aceste succese și-a adus contribuția și Liviu Paraschiv în calitate de antrenor principal. Dumnezeu să-l odihnească în pace.